Preoții și credincioșii din Arhiepiscopia Craiovei au vrut să fie solidari cu drama pe care o trăiesc refugiații din Ucraina, nevoiți să fugă din calea războiului și să-și găsească liniștea pe pământ străin. Oamenii au vrut să ajute și au adus la biserică alimente și haine. Părinții din cuprinsul protoieriei Craiova Sud, dar și ceilalți din restul protoieriilor Arhiepiscopiei Craiovei s-au mobilizat alături de credincioșii noștri care, parcă în această perioadă a postului, ascultând îndemnul Evangheliei de a vorbi prin faptele lor, de asemenea ascultând îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos care ne îndeamnă zicându-ne: m-ați văzut gol, mi-ați dat să mănânc, mi-ați văzut însetat, mi-ați dat să beau, m-ați văzut gol, m-ați îmbrăcat, m-ați văzut în suferință și în nevoie, m-ați cercetat. Iată că cuvântul Evangheliei a fost pus în practică în mod exemplar de preoții din cuprinsul protoieriei, dar și de credincioșii noștri. Acest demers umanitar reprezintă grija față de suferința asemenilor noștri, greu încercați în această perioadă. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei și Asociația Vasiliada se alătură demersurilor de ajutorare a persoanelor refugiate sau a persoanelor afectate de conflictul din Ucraina. Astfel, în toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei s-au organizat colecte cu alimente neperisabile, cu produse de igienă. Totodată, credincioșii care au dorit sprijine financiar această campanie au avut posibilitatea să doneze într-un cont deschis special de Asociația Vasiliada pentru întrajutorarea refugiaților din Ucraina. Campania se va desfășura până la sfârșitul acestei săptămâni. Vom colecta alimentele pe care credincioșii le donează în biserici și ulterior ne vom organiza pentru a le transporta către zonele unde este cea mai mare nevoie de ele. Totodată, Arhiepiscopia Craiovei pune la dispoziția refugiaților 100 de spații de cazare, oferindu-le, pe lângă cazare și hrană zilnică, servicii de asistență medicală, juridică, dar și consiliere psihologică. Până în prezent, Arhiepiscopia Craiovei a oferit găzduire pentru 12 persoane refugiate, printre care mame și copii. Cei care doresc să vină în sprijinul refugiaților ucraineni pot dona bani în contul Asociației Vasiliada, deschis special pentru această campanie umanitară. RO32RNCB 0138 0184 56980002.